Salut, mâna! Ce să Marcel, bagajul furat, am venit să-i atenționez pe oameni să nu fie furați. Da, 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 să aveți grijă de el. Cum te cheamă? Bună, ce faci? Vă rog să aveți grijă de bagajele dumneavoastră să nu ajungă ca mine. De altfel și poliția română vă recomandă același lucru. Ai vino iar în gara noastră mică, gândește-te să vezi cât mi-e de frică. Tu ești mulțumit de societatea în care trăiești? Ei sunt fericiți în societatea pe care o conduc. Pot să mă și laud puțin, dacă îmi dați voie? Că fac, dar spun din suflet și din inimă. Și domnilor, bun găsit la ediția emisiunii din această seară, a patra putere. Invitat în studioul de emisie Tele3 este în această seară domnul Ion Răuț, încă director la direcția de pază. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cel puțin acum, în momentul acesta, nu? Da, până la finalul emisiunii cred că o să fiu director direcției de pază. După aceea vom vedea. Mai vedem ce se întâmplă. Direcția de pază din CEO a fost transformată în serviciu. Ați declarat într-un interviu pentru Tele3 săptămâna trecută că vă așteptați la treaba aceasta încă din data de 18 august. Sigur. Pe 18 august a fost finalizată prin raport procedura de achiziție a serviciilor de pază și acel raport n-a fost semnat de mine și de încă un coleg, Ungureanu Victor, de la Direcția de Pază. Așa că... Raportul acela de anulare a licitației. Exact. Așa că nu eram naiv să credem că o să se treacă atât de ușor sau atât de simplu peste acel moment. Sigur, probabil și cei care au luat decizia asta de a desfința Direcția de Pază au avut nevoie și de un timp de gândire și de unul de evaluare, poate și de unul de formare a deciziei de a desfința direcția de pază. Le credeți că s-a făcut o evaluare până la urmă sau doar așa? Eu sunt convins că s-au tatonat formule care să răspundă unui obiectiv, adică desfințarea direcției de pază nu este altceva decât metoda de a atinge acel obiectiv și părerea mea este că s-a dorit scoaterea mea și a colegului Ungureanu din Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru că se știa, exista o contestație la CNSC, urma să vină o soluție, posibil anularea acelui raport și iată că s-a dovedit săptămâna trecută că și CNSC-ul a adoptat, ca să zic așa, o soluție care confirmă poziția noastră. N-am înțeles. În interviul respectiv acordat pentru știrile Tele3, l-ați cam atacat, așa să zic, pe domnul Ciurel. Da, să știți că indiferent cât de greu ar fi uneori în viață, părerea mea că nu trebuie să-ți pierzi simțul umorului. Vă spun că vineri am și avut o discuție pe marginea acelei declarații. Am tratat-o la fel, cu ați umor. Avut o discuție cu cine? Cu domnul Ciurel? Sau da, cu cine? Domnul Ciurel, da? Mi-a spus că a încercat să identifice
personajele alea despre care făceam. Da, destul interesantă declarația dumneavoastră. Dar, o companie atât de mare nu poate fi condusă cu politici destruți cu capul în nisip de căprari sau de moșteacă. Sau chiar de un om apăsat de niște fapte, așa cum vedem, în conflict cu legea. Da, iată, aici se poate clar vedea că eu vorbeam despre niște politici de tipul ăla și nu vorbeam despre niște personaje, dar probabil că n-a fost atât de greu să se alunece către ideea că m-am referit la personaje, către ideea că... Da, ce v-a zis în legătură cu declarația aceasta? Cine-i struțul, cine-i moșteacă, cine chestiuni de genul ăsta. Da. Și vreau s-a să vă spun că... S-a simțit printre aceste personaje sau... Dânsul a spus așa că a existat o preocupare să se identifice personajele și n-a ajuns la o soluție, dar nici eu n-am mers la lămurirea acestor chestiuni, pentru că, repet, de data asta la modul serios, dacă vorbim de politici, iată, putem explica foarte simplu. Struțul cu capul nisip, ce este? Să zicem, o formă, o politică de management în care nu vezi problemele așa cum sunt, cumva încerci să le disimulezi, să le ascunzi. Asta este ideea și, dacă vreți, și metafora. Până la urmă, politică de struț cu capul nisip, zic eu că fac mulți manageri prin țara asta. Dar căprarii, cum explicați? Căprarii nivelul destul de redus din management, pentru că, iată, ce e căprarul în armată? Este caporalul, adică acel mic comandant, cum se numește în armată, și nivelul lui de conducere, de management, este ăla, de căprar. Până mai sus, în rândul subofițerilor sau mai departe a ofițerilor, sau chiar generali, clasa de sus, în conducerea armatei, e o mică diferență între gradele astea. O mică diferență între ghilimele. Am înțeles. Om apăsat de niște fapte, așa cum vedem în conflict cu legea. De ce nu ați vorbit mai demult despre treaba aceasta și abia acum? Că domnul Ciurel are mai demult dosarul acela. Am văzut că așa se pune problema și e o mare greșeală să fie abordate lucrurile așa. Apăsarea, mai ales pentru realizarea unui act managerial de calitate, nu vine de la ideea că există un dosar, pentru că dosare sunt adică multe. Adică e urmărit penal mai de mult timp, nu de acum. Da, iată, acum este trimis în judecată. E cu totul altceva. Mâine, 13. Deci, lucrurile sunt clare. Sunt niște etape în procesul penal pe care chiar și cei prinși, să zicem, într-o asemenea situație neplăcută, trebuie să le auto-evalueze și să realizeze când este de făcut ceva. Și iată, discutăm despre un dosar care poate, să zicem, încă să fie în faza unei cercetări preliminare, putem discuta despre urmărire penală, dar atunci când discutăm despre trimitere în judecată, o parte din tot demersul ăsta are implicații. Nu poate cineva să spună că nu are niciun fel de implicație măcar în a genera asupra persoanei respective apăsarea de care vorbeam. De care vorbați e dumneavoastră în interviul respectiv. Sigur. Eu nu cred că e așa de liber o persoană care ajunge în situația asta, că e așa de liberă să poată exercita orice muncă, orice activitate, dacă vreți, chiar să poată glumi cu asemenea situații. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb direct, ați avut declarația aceea. În mare parte am înțeles care sunt explicațiile. Care este totuși legătura între domnul Ciurel și domnul Făget? Ce s-a dorit până la urmă prin anularea acestei licitații? Care sunt interesele din spate? Eu n-am făcut niciodată un studiu pe legături între persoane, de altfel nici nu m-a interesat prea mult
ce persoane sunt angrenate într-un demers, într-o acțiune, într-o mișcare. Chiar poate asta este substanța atitudinii mele în această procedură de achiziție. Nu mă interesează cine stă în spatele unei societăți. Nu mă interesează conexiunile, nu mă interesează relațiile. O comisie de evaluare profesionistă are de comparat două oferte. Oferte care sunt pe hârtie și dacă toate comisiile de evaluare din țara asta, din lumea asta, pentru că proceduri de achiziții asemănătoare cu ceea ce avem noi în legislația din România, fac multe firme care lucrează cu banii statului, deci care au niște obligații publice. Ori dacă evaluatorii ar sta să gândească lucrurile astea, cine cu cine, cine a mai fost aseară la un șpriț, la o cafea, da, dar încercăm să înțelegem excluse. Legăturile din spatele trebuie excluse. Acestei anulării. Chestiunea, din punctul nostru de vedere, a fost limpede. Domnul Ciurel a încercat să-l favorizeze cumva pe domnul Făget, domnului Făget, chiar dacă prețul a fost cel mai mare, sau cum? Da, ce să înțelegem? N-avea domnul Ciurel, să zicem, un mecanism prin care să facă lucrul ăsta în mod direct. Era o comisie de evaluare care a lucrat și din această comisie formată din 7 persoane, 2 n-au fost de acord cu anularea licitației, eu și domnul Ungureanu, 5 au fost de acord cu anularea licitației. Sau s-a creionat acel raport pe care domnul Ciurel l-a aprobat. Probabil, zic eu, gândind că există o majoritate în privința... Da, erau 5 pentru, 2 împotrivă, exact. Dumneavoastră și domnul Ungureanu. Noi n-am făcut altceva, ci eu și colegul Ungureanu, decât să admitem acest lucru. Dom'le, s-au despărțit opiniile în cadrul comisiei. Lucru pe care mi-l spunea unii dintre colegi că se întâmplă rar. Iată, să se întâmple doar o singură dată, dar se întâmplă. N-a fost niciun fel de problemă din partea noastră. Am știut că la un moment dat, așa fiind situația, o să apară niște dispute pe subiectul ăsta. Dar de aici și până la a încerca în mass media, într-un ziar local, să întindă lucrurile către ideea că eu și colegul Ungureanu am fi avut niște interese în această licitație, e mult prea mult și de neacceptat. Bun, adică este un fel de a arunca cu mizerie, ce să ne ferim de asta, către niște oameni care și-au făcut datoria, pur și simplu. Nu spun că ceilalți colegi, cei 5, nu și-au făcut la rândul lor și ei datoria. Urma, în lungul, de-a lungul timpului, pe ceea ce se putea întâmpla, să se confirme, să se infirme una din soluții. Dar nu era niciun motiv, absolut niciun motiv, să se abordeze lucrurile în maniera asta. Sigur, era clar că o anumită poziție, respectiv aceasta majoritară, era favorabilă domnului Făget. Simplu. Am înțeles. Și mecanismul s-a dovedit a fi practicat chiar ulterior prin prelungirea asta a contractelor cu firma dumnealui. În urma asta s-a urmărit prin anulare sau? Asta se întâmplă în momentul de față. Da. Deci anularea a generat. Și presiunile de după, tot din strategia asta, da, au făcut parte, adică presiuni. Mă refer sigur, la... După aceea lucrurile au început să capete... Desfințarea direcției. Da, după aceea lucrurile au început să capete culoare și cred că de aici nu mai este chiar nimic de acceptat. De aici poziția mea, după cum ați văzut, a devenit oarecum radicală și nici nu o să o
abandonez. A fost o legătură de colaborare foarte bună între dumneavoastră și domnul Laurențiu Șurel la un moment dat, iar în momentul acesta pare că e un război. Pare că e un război, nu e... Din afară, din punctul puțin, meu, din punctul meu de vedere, nu e un război. Eu mă așez, să zic, de o anumită parte a lucrurilor și pot să spun, fără niciun fel de teamă, că sunt de partea integră a lucrurilor. Dânsul abordează în alt mod chestiunea răzbunare, presiune, hai că... Dar... Poate așteptați și la alte presiuni în perioada următoare? Păi ce ar putea să mai îmi facă? Nu știu. Probabil desfințarea direcției... Că de avansat nu vă poate avansa, nu? Presiune, adică ceva... Să știți că poate n-ar fi stricat. Existau forme din astea de a scăpa de un om din zona... Să-l avansezi. Da, era o formulă, se practica pe timpuri. Nu știu, n-or fi avut locuri în sus și de aceea... Nu, deci, așa cum v-am spus, nu trebuie să ne pierdem acum simțul umorului că pe mine sau pe colegul ungureanu îl pândesc niște situații neplăcute. Asta este. Viața are și bune și rele. Mâine, de exemplu, colegul ungureanu va suporta rigorile unei cercetări disciplinare pe motiv că... Este faptul că a semnat condica da, pe că 3 zile înainte, ceva de genul, nu? A semnat condica pe niște zile când, de fapt, n-a fost la servici. N-are colegul chiar nicio vină. Dacă vreau să cerceteze pe cineva, singurul care putea fi sau merita a fi cercetat, eram eu. Eu i-am dat voie. Eu sunt șeful ungureanu. Eu știu ce a lucrat și ce n-a lucrat ungureanu de-a lungul timpului. Și ca să fie limpede și pentru telespectatorii noastre, ungureanu este omul care în 11 luni a realizat 348 de ore de muncă suplimentară fără a fi plătit cu un leu. De da, către serios? Da. Și acum eu i-am dat 24 de ore libere. La solicitarea lui, la nevoia lui că avea o problemă în familie, copil mic, bolnav, păi dacă un conducător de direcție, cum e cazul meu, n-are dreptul ăsta să gestioneze timpul de muncă al subalternilor, e mai bine să nu fii director. Că da, oricum, pentru foarte mulți, surpriza este că eu îmi asum aceste lucruri. Poate să o fi așteptat și domnul Ciurel că o să practic și eu ceva ce însumi mai practică din când în când. Adică dacă cineva îi spune fă lucrul ăsta, îl face fără să stea să cugete, cum zice Ardeleanu puțin. Eu nu pot să fac asta în relația asta cu Victor Ungureanu. Eu știu foarte bine cât a muncit omul ăsta, știu foarte bine că mare parte din rezultatele direcției de un an și ceva încoace îi se datorează acestui om. Pentru că eu în direcția de pază am rulat, ca să zic așa, aproape 20 de salariați în timp, unii cu niște statute, cu niște etichete de colonei superdotați, de în sfârșit, oameni cu pretenții, dar oameni cu realizări extrem de modeste. Iată, Victor Ungureanu, un om care n-a avut de a face cu sistemul, a reușit să obțină rezultate pe care, sincer, nici eu nu credeam că le va obține. Dar a făcut-o cum? Dorind să învețe, fiind disciplinat, ascultând cu mare atenție ce îi spuneam eu și tuturor subalternilor și acum și înainte le spuneam lucrul ăsta. Nimeni nu poate să greșească în activitatea profesională dacă are gura mai închisă și urechile foarte larg deschise. Iată, ungureanu este tipul ăsta de om. Absoarbe, înțelege, acționează, se implică și mai mult decât atâta se sacrifică. Am înțeles. Am înțeles de asemenea că vărul primar al domnului Făget este la această direcție de pază. Da, e un personaj pe acolo care semnează contiga în mod disciplinat și între ora
8 dimineața și ora 16 după masă, nu prea mai realizează mare lucru, iar atunci când o face, trebuie să mă ocup eu de niște lucruri care se învață prin clasa a doua, a patra, cred. Și nu am potențialul ăsta, vă spun sincer, să iau oameni cu studii superioare, să mă întorc și să învăț ceva ce se învață în clasele primare. Nu e asta problema, că e... Da, nu, încercam tot să găsesc o legătură între toată această treabă. E un tip disciplinat. Adică semnează... Asta contează, dacă semnează omul condica la început și la final. Semnează condica și la final. Și între cele două semnări nu se mai întâmplă mare lucru. V-am întrebat și atunci în interviu, domnule Răuț, la ce vă mai așteptați în perioada următoare? Spuneați că ține de imaginația personajelor respective. Chiar așteptați și noastră să vedeți câtă imaginație mai pot avea. Da. Tot chiar, legat de presiunii. De... Chiar și astăzi. Astăzi, de fapt, a fost pentru prima dată când am luat contact cu hotărârea directoratului în ansamblu, pentru că până aici au fost fragmente, frânturi de informație transmise. Da, decizia a fost desființarea direcției și numirea mea în funcția de șef de serviciu. Eu vreau să vă spun că după toate normele de dreptul muncii, nu mă pot numi șef de serviciu. De ce? Pentru că mai trebuie acordul în materia relațiilor de muncă. Consensul este cel care stăpânește situația. Ori, până când o să fie și acordul meu, numirea asta nu îndeplinește condițiile legale. Nu vă veți da acordul? Nu. În principiu, acordul meu ține de ceea ce va conține acest serviciu. Adică trebuie să se stabilească niște atribuții pentru el, nu sunt încă făcute. Dacă se intenționează o amputare grosieră, agresivă a atribuțiilor fostei direcții, nu o să accept. Dacă se vor păstra în linii mari acele atribuții, n-am niciun motiv să refuz numai pentru faptul că e un salariu mai mic sau un nivel mai mic al postului. Și credeți că se vor menține postului? Sau nu? Cum vedeți dumneavoastră? Opinia mea e că nu se vor menține pentru că vorbeam și în acel interviu despre faptul că nu desființarea direcției este lucru urmărit, ci această amputare. Deci eu cred că se va face amputarea atribuțiilor, în speță putând atunci să facem o observație de maniera următoare. Desființarea direcției este cadoul făcut de directorat hoților și poate, eu știu, adică, de acum încolo se va fura în voie? Dumneavoastră spuneați în interviul respectiv că lucrurile au mers din ce în ce mai bine în acest un an și patru luni. Sigur. Dacă... Astea sunt până la urmă subiectele de discutat, nu explicațiile destul de serbede pe care le-a dat domnul director general Ciurhel, că nu s-au atins niște indicatori pe linia întăririi, măririi dimensiunii pazei proprii. Indiferent cât de mare ar fi fost acest segment de activitate, paza proprie, el oricum nu reprezenta mai mult de, eu știu, un 7-10% din problematica mare, importantă, ca să zic așa, a securizării obiectivelor, bunurilor și valorilor companiei. Eu așa am înțeles lucrurile atunci când s-a înființat direcția de pază, că obiectivele erau astea. Dacă obiectivele au fost astea limitate de a organiza o structură de pază proprie, îmi pare rău, nu sunt eu cel care trebuia să mă ocup de asta. Ce înseamnă pentru... Mă pot ocupa de securizarea unor structuri, alte structuri în altă parte, la modul ăsta. Și vă spun că managerii serioși care își propun să realizeze obiective în direcția asta, se organizează așa, cu profesioniști, cu
structuri bine făcute, cu proceduri bine făcute. De altfel, ca să dau și un lucru teoretic, și nu strică să vorbim despre asta, până la urmă, pilonii pe care stă o securitate adecvată a unui obiectiv economic de mărime asta, sunt oamenii instruiți cu tot ce trebuie, cu calificări, așa, sunt procedurile și dotarea lor. Dacă neglijăm oricare din aceste aspecte, n-am realizat obiectivele. Ori, la momentul când s-a înființat direcția de pază, complexul energetic Coltenia avea un deficit, aș spune, cutremurător de securitate. Și de acum tot ce se va întâmpla cu această securitate? Păi ușor, ușor, tot ce s-a muncit... Dă mână liberă la hoții sau cum? La furturi, la ce să înțeleg? Hoții și a singur mână liberă, numai da, să vadă că există breșa. Deci nu... Și s-a creat breșa acum? Da, e clar. Păi numai și perioada asta când noi oscilăm, nu știm de fapt care vor fi atribuțiile viitoarei structuri. Denumirea, interesant, am văzut că a fost păstrată, serviciu de pază și protecție. Direcția de pază și protecție a avut această denumire și eu i-am dat sensul ăsta înțelegând foarte bine termenii, ce înseamnă protecție și ce înseamnă pază. Și acum o să explic și lucrul ăsta. Protecție este acel element de siguranță, de securitate de care vă vorbeam eu și paza este instrumentul prin care se realizează protecția. Nu înțeles. Sigur că știți, există un termen care este evitat. Chiar și de mine a fost evitat. Dar poate că trebuie să vă spun și lucrul ăsta. Dacă cineva va mai dori ca pe mine să mă aibă într-o asemenea postură, să nu se mai ferească, să-i zică simplu, că așa îi zice în toată Europa, direcție de securitate. Dacă dorește securitate, dacă dorește pază, înseamnă că își face un instrument. Și vreau să vă spun că între noi, oamenii din domeniul ăsta, branșa asta, se spune așa, vrei pază, cumperi paznici. Atât. Vrei securitate, e vorba de soluții complexe. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, vă rog să vă mențineți ideea, revenim la partea a doua emisiunii A Patra Putere. Asociația Tipografilor Transilvania și partenerii săi anunță finalizarea cursurilor de calificare profesională pentru diverse meserii din domeniul poligrafic, producție publicitară, producție de ambalaje, mass media, precum și alte domenii generale. Prin proiectul Calificarea ta, un viitor mai sigur. Diplomele obținute sunt recunoscute la nivel european. Investește în oameni. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informații și detalii, accesați site-ul www.viitormaisigur.ro. Ești șomer sau persoană în căutarea unui loc de muncă? Dorești să obții o calificare nouă sau să dobândești noi competențe necesare angajării? Dacă da, te așteptăm la Job, Clubul din Târgu Jiu, strada Ecaterina Teodoroiu, numărul 92, etaj 2, fosta fabrică de țigarete, pentru a putea beneficia gratuit de serviciile noastre. Medierea muncii, consiliere profesională, consiliere antreprenorială, formare profesională. Aici poți consulta lista locurilor de muncă vacante, modele de planuri de afaceri, profil personal realizat pe baza unor teste psihologice sau participa la bursa locurilor de muncă. Asociația Psihologilor Gorjeni, în parteneriat cu SC Paideia SRL, implementează în perioada iulie 2014-decembrie 2015 proiectul Mai bine pentru fiecare. Mai bine pentru fiecare. Detalii suplimentare puteți obține de pe www.apsg.eu, www.paidea.ro sau la telefonul 0763-620311. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! A
Adevăratele răspunsuri se regăsesc în cele mai mici detalii. Cum poți fi mai rapid și în același timp mai sigur cu un motofereastră Husqvarna? Vorbim despre micile detalii, atent concepute. Husqvarna, ready when you are. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, anunță mari reduceri în campania de toamnă 2015. Discounturi la toată gama de motoferăstraie, dar și cadouri consistente la anumite tipuri de produse. 10% reducere la orice șină de ghidaj sau lanț Oregon la toate mărcile de motoferăstraie, iar pentru vremea de iernat, oferte la frezele de zăpadă. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtie? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare. De aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, LAULIM, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate, 350 de euro pe an. Masterat, modul pedagogic, 400 euro pe an. Doctorat, 800-900 euro pe an. ULIM prelungește perioada înscrierilor prin selecție de dosare la studii de licență, masterat și doctorat la următoarele facultăți acreditate, cursuri învățământ la distanță. Psihologie, asistență socială și științe ale educației, științe economice, drept, informatică și inginerie, silvicultură și ecologie, relații internaționale, științe politice și jurnalism. Diplomele sunt recunoscute în România, precum și în toate statele semnatare ale Convenției Internaționale de la Lisabona și Bolonia. Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, LAULIM, Târgu Jiu, Strada Eroilor, numărul 6. Orice om visează la o casă, orice constructor visează la un singur loc de unde să-și procure materialele de construcții și oricine știe că acest loc este Dinacom. Găsiți toate tipurile de materiale de construcții, vopsele, parchet, rigips, plăci ceramice, gresie, faianță și adeziv, obiecte sanitare, mobilier de băi, căzi și cabine de duș, instalații sanitare și electrice. Dinacom este unic distribuitor de gresie și faianță produsă de Cesarom, membru al grupului Lasselsberger și are exclusivitate pe importul de gresie și faianță din Spania, Italia, Cehia și Polonia. Reducere 15% la lichidările de stoc Cesarom și Spania. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, situate pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 1 și calea București 109. 94, telefon 0744 513 816. Construiți și finisați rapid și ieftin cu Dinacom. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Petrece cele mai frumoase clipe la Hotel Sara.
Un loc cum nu-i altul în Gorj te așteaptă să te relaxezi, indiferent dacă vii pentru întâlniri de afaceri, tratament cu ape termale, masaj, saună sau petrecerea timpului liber. La Hotel Sara vă bucurați de tot confortul și toată ospitalitatea unei gazde deosebite. De asemenea, locul este alegerea perfectă pentru evenimente ca nunți, botezuri, aniversări sau petreceri private. Hotel Sara Țicleni, primitor ca întotdeauna. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Ești șomer sau persoană în căutarea unui loc de muncă? Dorești să obții o calificare nouă sau să dobândești noi competențe necesare angajării? Dacă da, te așteptăm la Job, clubul din Târgu Jiu, strada Ecaterina Teodoroiu, numărul 92, etaj 2, fosta fabrică de țigarete, pentru a putea beneficia gratuit de serviciile noastre. Medierea muncii, consiliere profesională, consiliere antreprenorială, formare profesională. Aici poți consulta lista locurilor de muncă vacante, modele de planuri de afaceri, profil personal realizat pe baza unor teste psihologice sau participa la bursa locurilor de muncă. Asociația Psihologilor Gorjeni, în parteneriat cu SCP Ideea SRL, implementează în perioada iulie 2014-decembrie 2015 proiectul Mai bine pentru fiecare. Mai bine pentru fiecare. Detalii suplimentare puteți obține de pe www.apsg.eu, www.paidea.ro sau la telefonul 0763-620311. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, investește în oameni. A revenit partea a doua emisiunii A patra putere. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară este domnul Ion Răuț, directorul la Direcția de Pază din CEO. Am discutat în prima parte a emisiunii despre faptul că Direcția de Pază din CEO a fost transformată în serviciu, despre toate explicațiile care puteau fi date pentru această treabă, dar și la ce să ne mai așteptăm de acum încolo. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră, domnule Răuț, faptul că domnul Ciurel în ultima perioadă își promovează rudele. Mă refer aici la ultima numire, la Rovinari. Da, eu rămân consecvent abordării pe care am explicat-o și mai devreme. Puțin mă preocupă persoanele, ca să zic așa. Mă interesează mai mult dacă în spatele lor stă o competență. Acum, eu și stă sincer, în cazul acesta o competență. Da, deci chiar să zicem că dacă eu aș mai fi fost director de resurse umane, pe Iosif Chirca l-aș fi propus pentru promovare, aș fi susținut promovarea lui și, dacă vreți, dintr-o nevoie acută în zona managementului de orice fel, și pe partea energetică și pe partea minieră, e nevoie de primenire, de oameni noi cu o energie specifică tinerilor. Sigur, nici Iosif nu este acum chiar aproape de tinerețe expansivă, așa. Deci faptul că este finul domnului Ciurel nu are nicio... Părerea mea că dacă ne uităm pe acolo prin grădină, o să observăm că este o soluție aproape impusă, având în vedere și poziția pe care o are acum
sau o avea înainte de numirea asta, că eu nu știu dacă a fost o numire oficială sau e un interimat cu Iosif în poziția asta, dar el, după părerea mea, cam venea la rând, din câte știu eu, ierarhia de când am fost director de resurse umane la Rovinari. Dar restul de rute, domnule Răuț, mă refer aici la cuscru domnului Călinoiu, neveste, copii de primari, ați văzut foarte mulți copii de primari, acum n-am nicio treabă, dar totuși. Da, în sfârșit, acum eu aș putea să intru într-o speculație de genul ăsta, pentru că și domnul Ciurel a găsit o explicație tare nefericită legat de motivul desfințării direcției de pază. Spunea dânsul că este un raport necorespunzător între numărul de personal TESA și numărul de agenți de securitate. Și cerca aici să spună că eu, cu inițiativă, spuneam în urmă cu niște ani că e mult personal TESA. Păi, cu aceeași părere o am și acum, este mult personal TESA și prin angajările astea de care vorbeați dumneavoastră s-a făcut și mai mult. Adică dacă discutăm despre acești indicatori, să zic, realizați prin raport între personalul TESA și personalul muncitor, coeficienții respectivi nu puteau să se îmbunătățească prin mecanismele astea. O să revin la direcția de pază. Da. Aici, discutând atât de simplist, s-a emis în spațiu public un neadevăr. Ce neadevăr? Că de 36 de agenți de securitate se ocupă 13 TESA. Da, am văzut informația. Da. Șefii de birou sau cum se numesc? Da, în sfârșit o să vă spun. De 36 de agenți de securitate se ocupă un singur om din direcția de pază, din acei 13 TESA din direcția de pază, adică indicatorul ăla, coeficientul de care vorbeam, este unul dintre cei mai buni din toate structurile CEO. Ceilalți 12 aveau cu totul alte atribuții din sfera prevenirii, din sfera riscului la securitate, din sfera, dacă vreți, a achiziției serviciilor de securitate. Ei, dacă nu se mai dorește asta, dacă nu se mai doresc aceste atribuții, era mai simplu de spus, desființăm niște activități ale direcției de pază, le amputăm, așa cum și eu zic că folosesc termenul corect, pentru că amputare se cam termină, să zicem așa, și cu o debilizare a persoanei sau în sfârșit a structurii pe care, nu? Dacă i-ai tăiat unuia piciorul, are niște probleme de locomoție. Asta e și aici. Deci nu e în regulă să aducem în spațiu public o minciună, dacă vreți, prin omisiune. Da, am văzut și o declarație respectivă. Doamne, da. Un pulpe, am înțeles că este angajat în cadrul direcției. Nu știu exact pe ce funcție. Nu, eu nu l-am pe domnul Vulpe la direcție. Am văzut doar o decizie a dânsului. Iar o decizie că ce? Că este trecut la direcția de pază. Într-o dimineață dânsul a venit la mine, mi-a spus că există această decizie într-un, să zicem, demers de tranziție și că dânsul va lucra tot în zona producției de la sucursarea diviziei miniere și pontajul dânsului de acolo, făcut de persoanele care îi conduc activitatea, iată un mod corect de lucru, adică nu poate să te ponteze cineva care nu lucrează sau în măsura în care nu lucrezi efectiv cu șeful, cu coordonatorul activității de acolo. Și e firesc că dacă decizia e că dânsul face parte din structura direcției de pază, asta e regula. Se face un pontaj de unde lucrezi efectiv
se asimilează acel pontaj de către locul unde ai decizia că lucrezi și omul își primește banii, dar pentru o muncă... Pentru producție, niciun caz pentru direcția de pază. Sigur, nu? Pentru o muncă efectiv prestată acolo, la locul unde cineva poate să confirme că s-a prestat o muncă. Ori, prin asemănare, nimeni din afara direcției de pază nu poate să evalueze dacă Victor Ungureanu sau dacă alt coleg din direcția de pază a muncit sau n-a muncit. Chiar îi întreb pe cei care se ocupă cu atâta asiduitate de a găsi lucrurile astea. Știu ei cu adevărat ce a muncit și cum a muncit Ungureanu? Da. Vi se pare elegant că domnul Ion Vulpe face parte din direcția de pază? Adică, nu știu, întreb și eu acum. Mă refer la problemele... Știți, întrucât decizia aia a fost făcută pe 29 septembrie, când deja lucrurile au luat-o la vale vis-a-vis de direcția aprecierea de modului în care se lucrează la direcția de pază, n-am mai dat importanță acestui lucru. Sigur că dacă direcția de pază ar fi funcționat într-un clima normal, probabil că aș fi spus că nu e în regulă ca domnul Vulpe să fie mutat. Și știți bine de ce. Păi da, la asta mă gândeam și eu, adică nu prea pare elegant, nu prea e ok. Nu, posibil că în perioada asta de confuzie așa să se fi spus că orice se poate întâmpla la direcția de pază. Și nici eu n-am motive să mă formalizez acum pentru chestiuni de-astea de semi-procedură, în condițiile în care a fost pierdut fondul chestiunii. Adică fondul activității direcției de pază nu mai există. Să vă mai întreb ceva legat de domnul Vulpe. Acum nu știu cât este de adevărată informația. Știți cum e, sunt zvonuri și zvonuri în perioada aceasta. Am înțeles că este posibil să fie noul șef al serviciului de pază. Credeți? Așa ceva? E posibil așa ceva? La modul cum se derulează lucrurile acum, da. Da? Serios? Sigur, sigur. Deci fără nicio problemă. Da. Ar fi bomboana pe colivă. Dar ar fi o mare problemă, totuși așa de imagine, nu? Adică... Dumneavoastră vă faceți probleme pentru problemele de imagine ale CEO când nu-și face nimeni din conducere problemele astea. Păi realizați cât deficit de imagine a creat această bălăbăneală, acest mod de a distruge o structură care funcționase, dăduse rezultate. Au fost rezultate la direcția de pază pe care unii trebuie să le mai analizeze niște luni de aici încolo ca să le priceapă. Dar există și o tipologie a acestei munci. Există un mecanism procedural la care, așa cum se vorbește în branșă și printre noi meseriași în domeniul ăsta, noi trebuie să protejăm fără să ne facem simțită prezența. Chiar dacă eu vin la dumneavoastră, chiar dacă am dat niște declarații, o să observați că nu o să fie lucruri din, să zicem, de acolo, din bucătăria. Exact, dar e normal, care așa se crede. Pentru că chiar și cu unii dintre colegi, colegele dumneavoastră din presă, când mai solicitau lucruri de astea de bucătărie, le spuneam în glumă, zic, de acord să discutăm despre asta, dar vă rog, aduceți-mi și 2-3 hoți ca să putem face un schimb de experiență în fața camerelor de luat vedere. Deci, repet, ceea ce s-a întâmplat cu direcția de pază este un cadou clar făcut de directorat pentru hoți. Hoților și în parte firmelor de pază care nu își fac treaba. Par a fi multe interese și din exterior, nu doar din interior. Este clar, interesele din exterior sunt ale aspiratoarelor de bani. Firma domnului Făget e un aspirator de bani? Atâta vreme cât există suficiente dovezi că anumite clauze din contract nu sunt respectate, cât există suficiente dovezi că procedura de achiziție este împinsă așa pas cu pas către o anumită soluție care, iată, se dovedește a nu fi tocmai în concordanță cu legea, ce putem să spunem altceva? N-avem
cel puțin cei care, așa cum vă zic eu, suntem de partea integrității, nu putem gândi altfel. Cât de mult ne-ar forța cineva, asta este realitatea. Mai mult, am observat că domnul Ciurel în multe situații spune așa cu emfază: o să iau consultanță din Big Four. Păi și paza de unde o luați, domnul Ciurel? Din Last Five sau de unde? Adică dacă suntem cu pretenții, da, trebuie să ne luăm și pază din vârful, da, profesioniștilor, ca să zic așa. Avem un număr de telefon afișat pe micul ecran, nu mai avem nici foarte mult timp la dispoziție. Am primit câteva mesaje până acum. Ce salariu are domnul Ion Vulpe la direcția de pază? Ce vârstă are și de ce nu a fost trimis acasă la prepensionare, cum au fost trimis și alții? Pe nici domnul Medințu. Domnul Medințu, dacă stau bine să mă gândesc, a fost adus din pensie, nu? E... Da, în sfârșit, nu. La întrebarea asta nu pot să răspund, pentru că, așa cum v-am spus, n-am primit o decizie în care sunt două rânduri. Acolo domnul Vulpe trece la direcția de pază. Nu se vorbește nimic de salariu, nu se vorbește și oricum salariile sunt confidențiale. Am înțeles. Și n-aș putea să-i răspund de telespectatorii. Întrebați-l pe domnul Răuț de ce nu scoate neamurile lui Gârjoabă de la pompier, de la Jilz. Am făcut o tentativă nereușită. Chiar pot să vă spun că tentativa nu era de a scoate neamurile, de a-i lua de acolo și a-i pune la treabă. A, e bine și asta totuși. Păi asta era intenția și din păcate... Dacă spuneți că vărul primar al domnului Făget doar semnează conica dimineața și la ora 16, dar mai face și alte lucruri. Eu n-am vorbit deloc despre asta, dar vreau să vă spun că și această trecută restructurare de la 1 iunie a fost făcută cu probleme. În primul rând, un asemenea demers care mișcă 2000 de oameni trebuie să aibă în vedere ceva legat de ce se întâmplă cu calitatea forței de muncă. Calitatea forței de muncă a slăbit, am trimis oameni acasă, excelenți profesioniști, și rămânem în continuare cu proxeneții, cu hoții în companie. A făcut cineva vreo analiză asupra progresului sau regresului în materia calității forței de muncă? Da. Sigur, cineva o să spună, dom'le, știți, din punct de vedere social, criteriile au fost corecte, agreate cu mișcarea sindicală, dar nu e așa. Da. Obiectivul... Sindicatele își fac treaba și nu își fac treaba. Am văzut că oricum dumneavoastră v-ați reluat activitatea la Eurojob. O să vă ocupați de problemele salariaților care au fost supuși la presiuni și persecutați în ultima perioadă. Deschidem posibilitatea asta către salariați, nu numai din CEO, din tot Gorjul sau cum am avut în trecut chiar și din județe limitrofe. Oamenii trebuie să fie informați, să știe că există posibilități. Sigur, și sindicatele. Există sindicate care se preocupă de... Care? Că sunt... Care? Care sindicate se preocupă în momentul acesta? Eu zic că alea care nu sunt în complicitate cu administrația, pentru că, iată, iar cineva o să zică, dom'le, probabil că domnul Răuț are ceva cu niște persoane. Nu mă interesează cine sunt persoanele alea. Din punctul meu de vedere, nu fac nicio diferență între domnul Căldărușe, domnul... eu știu, ceilalți, de Mitrescu, Pârvulescu, așa. Dar pot să disting și poate toată lumea să distingă că un anumit tip de complicitate de acum niște ani între niște sindicate și conducere s-au metamorfozat în același tip de complicitate între alte sindicate și altă conducere. Care e câștigul pentru oameni dacă complicitatea era Condescu Burlan sau complicitatea este Ciurel Căldăruș? E vreun câștig pentru salariați? No. Deci, persoanele se vor supăra. Vor sări în sus. Iarăși, Răuț, ia uitați ce vorbește Răuț. Păi, dar nu are chiar nicio relevanță că s-a schimbat un tip sau o complicitate cu o altă complicitate. S-au schimbat niște personaje cu alte personaje. Trebuie să se înțeleagă situația simplă. Ceea ce este grav este această complicitate. Și vreau să vă spun că se tot discută despre
paternități ale unor categorii din astea, inovații, invenții profesionale. Se tot spune că personalul ăla în curs de plasare a fost invenția lui Răuț. Să rămână clar pentru toată lumea, chestiunea aia Răuț n-ar fi făcut-o nici în somn. Deci e o prostie profesională cu care te descalifici și pe care a pus-o în practică succesorul meu, domnul Cosmin Popescu. De ce nu spune Cosmin Popescu cum a ajuns la această treabă? Eu pot să explic tot ce am făcut în perioada cât am fost director și poate că dacă dumneavoastră da, veți propune și încă două, trei emisiuni. Sigur, subiecte de genul ăsta, dar refuz, deci răspund pentru tot ce am făcut eu, dar refuz să răspund pentru plotogăriile altora. Vă întreabă un alt respectator, ce părere aveți de salariații de la Direcția Resurse Umane? Sunt valoroși? Mulți dintre ei, da. Da? Da, mulți dintre ei, dar și pe acolo, pe la Resurse Umane, trecând în ultima vreme, am văzut foarte multe figuri noi. Nu pot să știu ce hram poartă pe acolo, dar în sfârșit să sperăm că sunt oameni. Dar o echipă, echipa cu care am lucrat eu și care a dus trei proiecte grele în perioada aia, e o echipă sănătoasă. Întreabă un alt telespectator, sper să înțeleg bine mesajul, de ce nu treceți toate femeile din CEU care lucrează la ceva, da, la direcția de pază? Probabil un compartiment a secări, nu știu, a greșit. Există așa ceva și cred la direcția că... de pază, mai ales că sunt foarte mulți soți și soție și lăsați bărbați cu afecțiuni medicale la secări. Da, iată, și aici mesajul public pe care l-a dat directorul general a încercat să truncheze lucrurile și să le trimită, de fapt, în altă parte. Direcția de pază n-a avut nici atribuții și nici instrumentarul necesar să dezvolte agenți de securitate. Da, agenții să spunem că mai avem un minut, da, și mai vreau să discutăm și de politică. Răspuns scurt, așa se poate, în 30 de secunde, candidați? Da, o să fie o candidatură ca independent la Consiliul Local Câlnic și sau la Consiliul Județean. Consiliul Județean. Deci e posibil candidatura la Consiliul Local și la Consiliul Județean, nu e incompatibilitate, dar decizia va fi a mea mai aproape de alegere atunci, dacă va fi și sau. Am înțeles. Un ultim mesaj, domnule Răuț, de ce nu-i spuneți lui Ciurel să externalizeze serviciul PSI de la Jilț? Sper să... Iată, aceeași întrebare. Telespectatorul, da, soluția propusă de mine în urmă cu 2 ani de zile era ca acest serviciu să treacă la Minprest. Era firesc să fie așa, pentru că, până la urmă, este singular în toată compania. A fost creat de domnul Gârjoabă tocmai pentru a duce acolo niște oameni agreați. Și nu e firesc să ai serviciile acestea de PSI contractate cu Minprestul peste tot și doar la Jilț să fie în structura proprie. Cum ajută? De altfel, toate serviciile, în opinia mea, încet, încet vor ajunge să fie undeva distins, aranjate, special aranjate, în așa fel ca, cel puțin asupra costurilor, să fie imaginea clară și corectă. Am înțeles. Trebuie să veniți la o altă ediție a emisiunii, ca să terminăm restul de subiecte. Foarte multe mesaje, îmi cer mii de scuze telespectatorilor. Îmi pare rău că asta este ultima în calitate de director de pază. La cealaltă, posibil să vin ca președinte Eurojob sau în sfârșit. Da, mă ales că am văzut că ați avut câteva declarații în ultima perioadă legate de Minprest, legate de activitatea domnului director George. Cred în ideea asta. Sigur, eu n-am putut, pentru că dacă vrei să te ocupi de multe lucruri, nu le faci bine, probabil, pe niciunele. Deci nu puteam să fiu și activ în societatea civilă și director în CEO. Acum, dacă domnul Ciurel mi-a dat liber, mă voi ocupa de societatea civilă. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă aștept la o altă ediție a emisiunii A Patra Putere. Punem punct ediției emisiunii din această seară. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumesc pentru atenție. Da. Bună seara și bine v-am găsit la știri. Perchezițiile la domiciliile